Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Ținut întotdeauna în 12 mai, Germanul Viermilor era sărbat în special de agricultori și de crescătorii de animale, spunându-se că această divinitate poate influența în bine creșterea semănăturilor și poate apăra animalele de viermi. Agricultorii considerau că în jurul acestei date ar începe sezonul ploilor de primăvară și, ca atare, Germanul era ținut ca un veritabil patron al grindinii. La 12-13 mai are loc măsura oilor sau urcatul oilor la stână, o complexă sărbătoare pastorală. Este un obicei cu multiple conotații, economice, sociale, estetice, distractive, la care participă întreaga obște a satului. De regulă începe cu întâiul muls al oilor, consemnându-se drepturile la cota parte din produsele lactate ale fiecărui proprietar de oi. Revenind la horoscop, orice plan pe care încerci să realizezi nu va întâmpina niciun fel de probleme sau poticnire. Săptămâna asta va fi foarte calmă, este cel mai bun moment pentru orice început. Stelele sugerează că acum poți începe o afacere care îți va aduce profit financiar bun. Cu toate acestea, nu trebuie să uiți că zeița Fortuna este foarte capricioasă. Nu rata șansa de a-ți atinge scopul până când toate circumstanțele sunt în favoarea ta. Pentru a face acest lucru, abandonează complet toate problemele minore, fără caracter obligatoriu, concentrează-te asupra celor esențiale. În următoarele 7 zile, nu fi prea exigentă și tratează cu grijă oamenii apropiați de tine. Încearcă să închizi ochii la defectele lor minore și nu-i critica de fiecare dată. De luni până miercuri, poate că trebuie să lucrezi din greu, precum și să rezolvi problemele financiare. Începând de joi, fii pregătită pentru diverse dificultăți minore, dar enervante. Această săptămână, cel mai probabil, îți va permite stabilizarea a tot ceea ce se întâmplă în destinul personal. În zilele următoare îți poți întări serios căsnicia sau romantismul în cuplu sau să te gândești și să hotărăști înregistrarea oficială a relației și la continuarea cursei în doi. În ceea ce privește aspectul material, existenței umane te așteaptă o situație ambiguă. Dacă ești condusă de lacomie și sete de profit, este puțin probabil să primești o șansă la succes. În același timp, dacă ești obișnuită să câștigi datorită unor talente, vei putea obține un profit destul de decent, precum și o recunoaștere în societate. Săptămâna aceasta poate fi asociată cu creșterea riscului pentru leziuni, deoarece energia în fierbere nu îți va permite să stai liniștită. Nu te grăbi, uite-te atent la ce ai sub picioare și evită obstacolele. Iar acum, hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec. Pentru o vreme, uită de problemele din viața personală și angajează-te în activități sociale. Acest lucru te va ajuta la distragerea atenției și cu siguranță nu va afecta relația existentă. Energia și presiunea ta vor avea un impact deosebit asupra tuturor celor cu care vei comunica în această săptămână. Dorința de a ieși din mulțime te poate duce la un obiectiv îndelungat. În cazul în care limita de sărbători, de vacanțe și de călătorii s-a încheiat, asigură-te că oferta de muncă se încadrează cu abundența dorită. Vei fi bucuroasă când ți se va încredința un proiect promițător care îți va impune să te concentrezi complet. Poți petrece mai multe ore la serviciu, chiar și în weekendul tău legitim. Lipsa de acasă va fi dificil de experimentat pentru cei dragi. Fără sprijinul tău, cei dragi vor trebui să rezolve o serie de probleme, ceea ce va provoca o nemulțumire teribilă din partea rudelor tale. Poți încerca să petreci mai mult timp cu familia, dar serviciul și datoria vor părea mult mai importante pentru tine. Nu este recomandat să-ți răsfeți lena. Din punct de vedere financiar, poți primi vești joi și ele vor fi foarte plăcute pentru tine. Nu planifica excursii și alte activități recreative. Probabil cel mai bun mod de recreiere va fi petrecerea spontană. Vorbesc despre întâlniri și petreceri neplanificate. Ai grijă de proprietate, mai ales de cea pe care o păstorești zi de zi.
Fă-ți timp pentru procedurile de întărire sau de sport. Te vor aștepta schimbări pozitive în viața ta. Acum este un moment minunat pentru practicarea spirituală, meditație, evident, după ce îți termini treaba. Stabilitatea financiară nu va fi ușoară. Diligența, perseverența și determinarea vor fi necesare mai mult ca niciodată. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur, pregătește-te pentru o relație magică și o perioadă incredibil de plăcută în viața de familie. Nu fi nervoasă în zadar. Riști o creștere a tensiunii și migrene, mai ales că în afacerile personale nu există niciun motiv de încântare, dar nici alarme majore. Poți începe să iei în serios ideea de a schimba viața, iar sentimentele foarte puternice te împing spre asta. Nu ai experimentat o astfel de avalanșă de emoții pentru o lungă perioadă de timp, dar într-o oarecare măsură te plictisești și trebuie să găsești o cale de relaxare. În această săptămână ar trebui să abandonezi tendința de a ajuta pe toată lumea în detrimentul propriilor interese. Există o șansă că în zilele următoare să apară mai multe oportunități promițătoare de carieră. Această perioadă nu este rea pentru a începe o afacere privată și pentru a căuta un loc de muncă secundar. Negocierile active cu partenerii și discutarea diverselor opțiuni de cooperare vor aduce rezultate pozitive luni și miercuri. O poziție susținută, abilitatea de a insista pe cont propriu și un simț al umorului, aceste calități valoroase îți vor fi utile în negocieri. Este mai bine să dedici ziua de marți muncii de rutină. Joia să nu iei decizii grăbite, mai întâi trebuie să te gândești cu atenție la toate. Comunicarea cu prietenii și cu oamenii cu același spirit te va încânta vineri cu idei noi și perspective interesante. Sportul ar fi foarte util marți și joi. Dacă încă mai visezi la noua ta iubire zi și noapte, îți vei împlini cu blândețe toate capriciile, dar din păcate încă nu va fi de acord să înceapă o relație serioasă cu tine. Duminică, fă-ți timp pentru a descoperi talentele tale personale, pentru a îngriji generația mai tânără și pentru a avea grijă de confortul de acasă, recomandă astrele pe astrograma ta natală. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni, gândește-te bine înainte de a-ți dori ceva. Acțiunile spontane și neglijente pot duce la necazuri. În această săptămână, circumstanțele vor depinde de acțiunile tale și de capacitatea de a netezi colțurile ascuțite. Altfel, pot exista unele complicații în relația cu șefii sau subalternii. Luni pot apărea informații importante care îți vor permite să găsești o cale de ieșire din cel mai mare impas. Relații tensionate cu colegii, pe de o parte, și un flirt lejer la locul de muncă, pe de altă parte. Poți deveni o ocazie pentru bârfe și discuții inacceptabile, mai ales dacă se aprinde poveste de birou. Încearcă să-ți păstrezi secretul, altfel, la locul muncii tale va exista un calm complet care îți va permite să te salvezi de munca excesivă fizică și emoțională. Dacă ai deja o persoană iubită, în zilele următoare, cuplul își poate reaminti ce este romantismul. Veți petrece mai mult timp numai împreună, făcând planuri comune pentru odihnă sau poate pentru alegerea unor nume pentru viitorii descendenți. În lista de sarcini practice în această săptămână poate să apară ajutorul pentru cineva din cei mai apropiați membri ai familiei, o cumpărătură foarte profitabilă, o rearanjare mică, o cunoaștere romantică și o victorie reușită asupra unui obicei prost. Nu experimenta cu dieta și nu lua în glumă sănătatea. Sănătatea se poate deteriora datorită lipsei de magneziu și calciu din organism. Pot apărea probleme cu oasele, dinții și sistemul sanguin. Probabil cunoscuții sau prietenii buni îți vor oferi o anumită sumă de bani pentru implementarea unei idei nestrușnice, dar acest lucru nu va afecta foarte mult situația ta financiară. Nu ți este recomandat să pleci de acasă la sfârșit de săptămână. Pot exista evenimente importante pentru tine. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac. În cercul familiei, autoritatea ta poate ajunge la înălțimi fără precedent.
Același lucru este de așteptat la lucru. În ochii angajaților și superiorilor poți fi văzută ca un angajat valoros. Probleme neprevăzute săptămâna aceasta nu promitea. Implementarea planurilor ar trebui să ajungă la un nivel destul de înalt. Pentru a nu strica relațiile cu rudele, marți nu lua nimic în serios. Fără a lua măsuri pentru a verifica informațiile primite, altfel te poți afla pe marginea unui conflict familial major. Miercuri sau joi poți primi o veste fericită, un vis pe care l-ai prețuit mult timp și a cărui împlinire ai așteptat-o de mult timp se va împlini. Nu trebuie să răspândești vestea în legătură cu aspirațiile tale. Păstrează secretul față de toată lumea, până când ești sigură că visele tale se vor realiza practic. Dacă încă mănânci singură la masă, o cunoaștere romantică în cel mai neobișnuit loc și moment îți poate absorbi emoțiile și sentimentele atât cât să vezi stelele ziua. Săptămâna ar fi minunată dacă ai putea să o petreci în vacanță. Dar dacă ești forțată să rămâi între trăsurile prăfuite ale orașului, ar fi indicat să-ți reconsideri unele obiceiuri. Fii atentă la pelvis și coapse, vătămările nu sunt excluse. Ai grijă de ficat. Ca măsură preventivă, stelele îți recomandă exerciții moderate și nutriție adecvată. Nu mânca prea mult. Este contraindicată o dietă prea calorică, neechilibrată, inactivitatea fizică și tendința de a căuta fețe întunecate în tot. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu. În această săptămână poți profita din plin de potențialul tău colosal interior. Este o perioadă bună pentru a pune în practică intențiile de a face unele schimbări în locuința ta, să rearanjezi mobilierul, să schimbi tapetul, să te muți într-o altă familie. Astrele spun că va trebui să faci o alegere dificilă între viața profesională și viața personală. Ești supraîncărcată și acest lucru începe să te plictisească, parcă nu mai vrei nimic. În plus, față de muncă, poți rezolva problemele rudelor și prietenilor tăi. În această agitație nesfârșită, nu vei uita de sentimentele partenerului tău. Vei dori să-l înconjuri pe cel iubit cu o mare infinită de romantism. Cuplul tău va înceta să se ciondănească și să se gândească la un divorț. Astrele avertizează. Desigur, familia este nemulțumită de starea ta de spirit din ultima vreme și dacă nu ești temperată și tolerantă, poți pierde pe cei dragi. Alegerea este a ta. Trebuie să renunți la ceva. Dar astrele sunt astfel dispuse în această săptămână încât ai putea avea noroc în procesul de reformă a iubirii. Nu îți fie frică să faci un pas îndrăzneț care implică sfârșitul sau începutul romanului. Crede în irezistibilitatea ta și răspândește farmecul tău. Prin urmare, este posibil să ai succes nu numai în dragoste, ci și într-o serie de probleme pur mercantile. Joi și vineri poți să fii uitat ceva, poți pierde lucruri, întâlniri. Nu este recomandat să faci cumpărături pe credit și să iei decizii spontane despre mutare. Un apel sâmbătă îți va aduce o mulțime de bucurie, vei avea ocazia să mergi undeva și să te distrezi. Mersul pe jos în aerul proaspăt te va ajuta să îți consolidezi relația și sănătatea. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara. Abilitatea de a lucra într-o echipă va contribui la dezvoltarea afacerii tale. În această săptămână trebuie doar să-ți controlezi emoțiile și acțiunile. Revenind la slăbiciunile tale și cedând impulsurilor, ești destul de capabilă să distrugi forțat rezultatele muncii tale. Concentrează-te pe muncă! Autodisciplina și atenția sunt pur și simplu necesare pentru a evita criticile și necazurile. Poate că în unele chestiuni faci greșeli. Învață să revii și să le repari. Fii mai tolerantă cu defectele minore ale celor din jurul tău, altfel banalitatea constantă îți va deveni tovarăș de viață. Nu rata o ofertă interesantă să mergi undeva să te relaxezi. Poate călătoria va fi una de afaceri, dar în același timp va fi ușor să combine afacerea cu plăcerea, munca și timpul liber. Amintirile de călătorie vor rămâne minunate. În această săptămână nu este recomandabil să intri într-o afacere aventuroasă cu un bărbat cu un trecut întunecat. Ai grijă de reputația și de portofelul tău.
nu poate fi exclus faptul că anumite preocupări vor aduce sănătatea. Dacă ai trecut frontiera de 40 de ani, astrele îți recomandă să nu mai stai mult timp sub razele soarelui încins. Acordă atenție sistemului urinar, implică-te în prevenirea bolilor urologice și ginecologice. Vineri și sâmbătă poți avea nevoie de sprijin financiar de la alte persoane. Sunt posibile chestiuni legate de decizie asupra unor probleme juridice. Asigură-te că poți consulta un profesionist. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. În această săptămână îți poți consolida în mod semnificativ poziția la locul de muncă. Pentru șeful tău vei deveni o persoană dreaptă și vei putea justifica pe deplin încrederea pe care ți-a arătat-o. Șeful poate decide să te încurajeze cu un premiu în bani. Pune acești bani în contul tău bancar, hotărând să creezi fundația pentru economiile viitoare. Acum este momentul pentru a face economii. Încearcă să te comporți corect cu partenerii. În caz contrar, probabilitatea de a-i pierde este mare. Dacă activitatea ta este asociată cu comunicarea cu un număr mare de persoane sau cu stabilirea de contacte de afaceri, ar trebui să fii în mod special atentă pentru a selecta colegii cu care lucrezi. Ai putea deveni victima unei fraude, în special în ceea ce privește bunurile imobile. Situațiile de conflict sunt complet excluse în familia ta în această săptămână. Perioada este contraindicată pentru a te retrage în sine. La sfârșitul acestei primăveri poate să apară o stare emoțională comparabilă cu bluzul de toamnă. Încearcă să revii rapid la starea de spirit normală. Miercuri este important să îți faci o autoanaliză a imaginii tale în ochii bărbaților și să desfășori o mică anchetă. Rezultatele pot fi pur și simplu uimitoare. Sub interdicție, în această săptămână sunt alcoolul și abuzul de încredere al altcuiva. În weekend, încearcă să nu scrii scrisori, să nu suni. Îți va face bine. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion. Poți avea tendința de a-ți subestima puterea. Poate că te vei teme să îți asumi un risc atunci când ți se oferă o poziție promițătoare, dar tu te simți incredibil de confortabil unde ești. Într-un cuvânt, poți refuza perspective favorabile din motive de stabilitate obișnuită. Este o perioadă minunată pentru schimbări pozitive în sfera personală, cum ar fi îndrăgostirea, dar vei avea tendința de a evita orice fel de inovație. Din acest motiv, nu vei începe o afacere de dragoste care are toate șansele să se încheie sub marșul lui Mendelssohn. Încearcă să nu pierzi timp prețios. Săptămâna aceasta va fi în valoare de greutatea ta în aur. Toate cele concepute pot fi îndeplinite dacă vei continua calm și cu dăruire. Înainte de a face un plan de acțiune, ar trebui să verifici fiabilitatea celor cu care dorești să cooperezi. Nu lupta, încearcă să rezolvi eventualele conflicte în mod pașnic, iar la muncă ai grijă, există un risc de rănire. Dacă dorești să obții o poziție financiară deosebită, este momentul să îți etalezi talentele, să te joci cu publicul. Dar diligența, integritatea și profesionalismul este puțin probabil să te ajute acum. Nu uita de factorul noroc. Dacă te consideri într-o relație serioasă, poți avea diverse șocuri și vibrații. În primul rând, poate fi atinsă relația cu soțul. Poate că dintr-o dată afli ce nu ar fi trebuit să știi. Fii capabilă să asculți cu atenție interlocutorii tăi. Nu ar trebui să te grăbești la concluzii până când nu știi întreaga poveste. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător. Astrele susțin că va trebui să părăsești zona de confort săptămâna aceasta. Se prevede o exacerbare majoră a activității profesionale. Fii atentă și proactivă. La locul de muncă există un risc crescut de rănire, supra-solicitare fizică și arsuri. Poți obține o mulțime de beneficii în această săptămână. Încearcă să nu acorzi atenție problemelor minore, să te concentrezi asupra celui mai important lucru, să nu-ți risipești energie vitală prețioasă pentru micile neajunsuri.
Dificultățile din perioada actuală nu sunt atât de mari încât să-ți răstoarne căruța. Acum este momentul să demonstrezi un egoism sănătos și să ai grijă de tine însăți. Fii selectivă în visele tale, nu exprima idei inadecvate. Aceasta poate afecta încrederea pe care partenerii de afaceri o au în tine și chiar pot refuza să coopereze. Dacă ești singură, ai toate șansele să te îndrăgostești și într-un mod foarte serios. Poți spera că ai cunoscut bărbatul care ți se va supune pe deplin și îți va îndeplini orice dorință. Cu toate acestea, astrele insistă. Merele acre le vei gusta mai târziu. Dacă treci prin procesul educațional, va trebui probabil să faci rapid tot ce nu ai avut timp suficient timp de un an. Dacă ești în vacanță sau la pensie, în următoarele zile, cel mai probabil, va trebui să te deranjezi pentru cineva din cei mai apropiați membri ai familiei. Planurile tale de lucru pot suferi din nou schimbări, situația nu depinde de tine și trebuie să le adaptezi sau să schimbi ceva la loc de muncă. Joi poți lua o decizie finală. O opțiune bună ar fi o vacanță sau o mică călătorie cu prietenii la sfârșit de săptămână. Ai grijă de vasele de sânge și procedurile de prevenire a bolilor inimii. Bolile oculare se pot agrava. Odihnește-te mai mult. Ai grijă de tine și restabilește-ți echilibrul emoțional. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn. Astrele cred că este timpul să adauge o mică poveste în viața ta. Este puțin probabil să eviți critica nerezonabilă a oricui. Cel mai probabil, aceasta va fi exprimată de șef sau o altă persoană de rang înalt, de care depinde fie cariera, fie soarta afacerii personale. Fii pregătită să accepți cu umilință orice rezultat al acestei conversații dificile. Totuși, săptămâna aceasta va fi o șansă reală de a-ți realiza planurile. Singurul lucru care poate interveni este propria ta nervozitate. Poți face totul sau aproape totul prin luarea unor acțiuni decisive și afișarea unei secvențe logice. Dacă munca ta este asociată cu activitatea intelectuală, vei avea o eficiență sporită. Încearcă să eviți locurile aglomerate, o ședere îndelungată în camera închisă prost luminată, îmbracă-te în funcție de vreme. Există o mare șansă de a prinde o răceală sau chiar bronșită. În această perioadă, cheltuielile tale pot depăși cu mult veniturile. Banii pot fi cheltuiți pentru cumpărături pentru membrii familiei, călătorii și divertisment. De asemenea, în această săptămână poți avea tendința de a juca jocuri periculoase. Te poți implica într-o aventură financiară dubioasă. Punerea în joc a economiilor tale va fi extrem de scurtă și totul se poate transforma în dezamăgire și supărare în sufletul tău. Poți încerca să salvezi restul capitalului, dar nu vei putea inversa timpul. Dacă ești pe punctul de a divorța, nu este prea târziu să schimbi totul. Gândește-te cum să cucerești jumătatea nerecuperabilă. Riscul este acum justificat. Vinerea este un moment minunat pentru a cheltui niște bani și în același timp de a vorbi într-o cafenea cu un prieten. Deci creează o atmosferă de weekend. Duminică te poate aștepta o mulțime de muncă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător. La începutul săptămânii, rezumă activitățile tale din tot anul acesta și gândește-te cum să elimine ajunsurile și greșelile în viitor. Săptămâna favorizează construirea și reînnoirea parteneriatelor, precum și contribuția la extinderea contactelor importante. Ideea de a învăța ceva nou este foarte sensibilă și în același timp utilă. În această săptămână poți fi mohorâtă și laconică. Îți poți stabili un obiectiv de lungă durată legat de avansarea în carieră. De dragul realizării rapide a acestui vis, te poți abate complet de la tot ceea ce îți asigură succesul. Poți renunța chiar la viața personală și la romanul pe care ai reușit să-l începi cu eforturi extraordinare. Marți este o zi foarte proastă pentru a alege. Norocul nu este de partea ta acasă sau la locul de muncă. Dar tu nu te temi de pericol. O idee bună este să nu investești în niciun obiect care are legătură cu proprietățile imobiliare. Este mai bine să aștepți puțin mai mult.
Acum poți acționa în mod spontan și vei regreta ulterior fapta. La muncă poți căuta propriul mod de viață și nu intenționezi să te supui cerințelor pe care cineva dorește să le impună. Îți place libertatea și lupți pentru ea cu orice preț. Găsește puterea de a îndura toate greutățile. Dacă te afli în vacanță, se recomandă să revizuiești programul zilei. Supraalimentarea, petrecerile până în zori și alcoolul nu sunt în mod evident favorabile pentru odihna normală. Ai grijă de sănătate, bea sucuri naturale sau complexe de vitamine. Nu fi stresată, ai grijă de sistemul nervos. În caz contrar, poți declanșa o tulburare metabolică. Munca pe pământ este un panaceu pentru problemele personale și bunăstarea nesatisfăcătoare. Găsește-ți timp pentru grădinărit. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești. În această săptămână vei fi real norocoasă. Soarta îți va da încă o dată șansa de a-ți îmbunătăți situația financiară, depinde numai de cât de mult te vei bucura de aceste oportunități minunate. Fii conștientă de rezultatele pe care le aștepți și de ce ți este frică înainte de a acționa. Amintește-ți că orice construcție necesită consistență și răbdare. Chiar și în cazul unei construcții modeste ar trebui să pui fundația. Luni poți avea noroc pentru a atrage interesul unei persoane dotate cu conexiuni utile. Acest eveniment va stabili tonul pentru întreaga săptămână de lucru. Fii activă! Nu îți fie frică să îți aperi punctul de vedere într-o conversație cu alți oameni. Marți poți găsi soluția optimă, datorită căreia vei putea câștiga respect de la ceilalți. Mare succes te așteaptă în tot ceea ce este legat de sfera atașamentelor de dragoste. Dacă ești singură, nu ai voie să te retragi în altă singurătate. Nu-ți fie teamă. Un eveniment interesant este prevăzut în weekend. Dacă există o persoană în mediul tău care ți-a trezit mult interes și simpatie, asigură-te că în zilele următoare vei lua măsuri pentru a o apropia de tine. Vei avea nevoie de un zâmbet uimitor și sugestii că vezi să începi o relație serioasă. La sfârșitul săptămânii, acordă atenție pregătire pentru sezonul de vară și, cel mai bine, ieși din oraș. Sănătatea ta se va îmbunătăți brusc. Ai grijă de cap, picioare și monitorizează-ți starea sistemului endocrin. Sunt posibile întreruperi hormonale. Inovațiile sunt acum inutile. Consultă preventiv un specialist. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!